Și se merită, pentru că eu în continuare cred că educația este sectorul care va salva această țară dacă vom reuși să schimbăm lucrurile spre bine, pentru că totul depinde de calitatea factorului uman și în materie de economie, competențe și democrație și, cum spuneam, gândire critică, să avem oameni care să nu poată fi manipulați, care să judece corect și să ia decizii corecte, oameni care să poată să-și poarte de grijă în viitor. Deci oameni de succes vor construi sau vor face o țară de succes. Educația este foarte importantă. Dar în cazul și în cred că atâta în care timp nu veți mai simți acest sprijin politic din partea echipei dumneavoastră.